Fructele sunt foarte bune pentru sănătate, dar știți cum se consumă corect? Nutriționiștii susțin că se fac multe greșeli când vine vorba de mâncat fructe. Iată câteva sfaturi pe care e bine să le știi dacă nu vrei să ai probleme de sănătate. Verifică-ți glicemia. Nu uita că fructele conțin fructoză. Zahărul din ele ajunge ușor în sânge și poate provoca aceleași probleme de sănătate pe care le produce ciocolata sau un alt desert căruia îi reziști cu greu. Poate că nu știai, dar și fructele pot duce la diabet. Alege și fructele care nu sunt atât de frumoase. Mergi la supermarket sau la piață și eviți legumele și fructele bătute sau mai coapte din motive de siguranță alimentară. Tot mai multe studii demonstrează că un fruct care arată perfect este plin de pesticide și conservanți care sunt extrem de periculoși pentru sănătate. Mănâncă și coaja fructului. Coaja este de multe ori mai bogată în vitamine și nutrienți esențiali decât miezul. Este cazul mărului și al strugurilor. Cei mai mulți antioxidanți se găsesc în coajă. Cojile merelor, de pildă, sunt bogate în vitamina C și vitamina A. Mănâncă fructele în combinație cu alte alimente. Ca să să reduci cantitatea de zahăr din portocale sau piersici, le poți combina într-o salată cu semințe de tot felul sau chiar cu cereale. Nu uita că fructele cu iaurt natural ajută la digestie. Așadar, dacă ți-e teamă să nu îți umpli corpul de fructoză, combină-le cu semințe și cereale. Sfatul găsit în portalul de știri ziarebotoșan.ro